Ei, salutare și bine ați revenit! Curtea Constituțională, da, a declarat carantina, a declarat norma juridică privind carantina și izolarea neconstituțională. Este vorba nu de legea care a fost promulgată și adoptată ulterior, ci norma juridică ce exista la anterior. Da, hotărâre de guvern, ordonanță, ordin, etc. Pe scurt, Curtea Constituțională nu și-a făcut decât treaba, nu și-a îndeplinit decât atribuțiile, să constate, să judece excepțiile de neconstituționalitate. Despre atribuțiile Curții Constituționale găsiți fie intrând pe site-ul ccr.ro, fie studiind legea 47 pe 1992, actualizată 2020, bineînțeles. Da. Hai să analizăm un pic situația. Deci, în Constituție avem dreptul la liberă circulație prevăzut în articolul 25, care spune în felul următor. Dreptul la liberă circulație în țară și în străinătate este garantat. Legea stabilește condițiile exercitării acestui drept. Fiecărui cetățean este asigurat dreptul de a stabili domiciliu sau reședința în orice localitate din țară, de a emigra, precum și de a reveni în țară. Bun. Analizând strict alineatul 1, pentru că 2 nu are legătură cu ceea ce discutăm, observăm faptul că legea fundamentală, Constituția, spune că doar legea stabilește condițiile exercitării acestui drept. Da? Nu ordonanță de guvern, nu ordonanță de urgență a guvernului, nu hotărâre de guvern, nu ordin de ministru, nu ordin comun al mai multor miniștri, nu. Legea spune în Constituție. Drept urmare, Curtea Constituțională nu a făcut nimic altceva decât să constate o neconstituționalitate în norma juridică respectivă. Bun. Dacă vă mai aduceți voi aminte, pe data de 6 mai, Curtea Constituțională a, să spunem așa, a dat prima lovitură actualului guvern. În sensul că a declarat, a reținut neconstituționale două aspecte din trei sesizate de avocatul poporului. În opinia mea, ar fi trebuit să le rețină pe toate trei. Bun. Vom discuta, într-o paranteză, scurtă sper eu, primul, de fapt, aspectul refuzat. Da? Și anume, Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate asupra ordonanței 1 pe 1999. De ce? Iată explicația. În drept, pe lângă principiile cele două pe care m-ați tot auzit că le repet, există mai multe. Bun, unul dintre acestea mai multe spune în felul următor. Legea produce efecte pentru viitor. Principiul neretroactivității legii penale, sunt obișnuiți legii, da? Bun, pe scurt, o să încerc să folosesc un limbaj cât mai familiar vouă, ca să înțelegeți mult mai bine, încerc să evit pe cât posibil limbajul tehnic, juridic. Cu alte cuvinte, legea când este adoptată, ea produce efecte pentru viitor. Există o excepție de la regula asta, care spune că, în anumite situații, legea poate produce efecte și în trecut. Adică, sau pentru fapte comise în trecut. Principiul aplicării legii mai favorabile. De exemplu, dacă tu, pe actualul cod penal, ai comis o faptă care se pedepsește cu închisoare cu foarte mulți ani, cu mai puține ani, îmi cer scuze, și în timpul judecății se schimbă codul penal și pentru fapta ta pedeapsa este mult mai mare, ție nu ți se vor aplica noile prevederi, ci alea vechi. Da? Dar dacă te-a condamnat pe legea veche, papa. Bun. Ați înțeles? Deci la asta se referă acest principiu. Deci legea, odată adoptată, norma juridică, ea trebuie să producă efecte pentru viitor, nu pentru trecut, pentru ce a fost. Nu. Bun. Curtea Constituțională a zis în felul următor. Bă, în 99, când a fost adoptată ordonanța 1 privind starea de urgență, nu exista nicio restricție în ceea ce privește ordonanțele de guvern să prevadă, să limiteze sau nu drepturi prevăzute și libertăți prevăzute de Constituție. Lucru, această interdicție există în momentul de față la articolul 115 din Constituție și vă voi da citire imediat. Alineatul 6. 100, unde mi-ești? Delegarea legislativă.
Alineatul 6. Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, etc. Da? Deci asta este prevederea din alineatul 6 al articolului 115 din Constituție. Din păcate, în opinia mea, Curtea Constituțională a greșit și revin. În opinia mea, eu cred că CCR-ul a gândit-o în felul următor. Bă, în 99 nu exista acea prevedere, da? Nu exista acel aliniat la articolul 115, dreptul mare, ordonanța 1, la vremea respectivă, a fost adoptată și era constituțională, era adoptată conform articolului 114, în fine. A fost adoptată conform normelor și condițiilor, principiilor constituționale. Da, corect. Până aici totul este corect. Dar, conform principiului că legea produce efecte pentru viitor, da? Păi, dacă tu ai venit și ai revizuit Constituția, legea fundamentală, după care, sau cu care trebuie să fie în armonie toate celelalte tipuri, categorii de legi din România, da? Tu în 2003, deci aici avem momentul în 1999, da? Unde nu exista prevederea aia. Se adoptă ordonanța 1 privind starea de urgență. Ea merge frumos, da, până în 2003. Când este revizuită Constituția. Deci, hai să spunem, 4 ani de zile este perfect constituțională. La momentul 2003 intervine acea modificare. Se introduce acel aliniat care spune, domnule, ordonanțele de urgență nu pot să prevadă limitări, îngrădiri ale drepturilor și libertăților constituționale ale cetățenilor. Păi, din momentul 2003, ordonanța 1 pe 99 nu mai poate, juridic vorbind, nu trebuie să mai poată produce efecte. Trebuia modificată, abrogată, da? Și adoptată o lege. Lucru care nu s-a făcut. Și Curtea Constituțională a decis că, domnule, dacă ea a fost constituțională în 99, probabil s-a gândit, păi, să aplică principiul, se aplică excepția neretroactivității, știi? Legii în România. Adică, bă, să se aplice legea mai favorabilă. Păi nu, fratele meu, că nu aplici o pedapsă. Da? Tu stabilești niște reguli după care să fie organizate și adoptate noi acte normative, noi legi, noi ordonanțe. Bun. Păi, este ca și cum ai avea o sită, da? Un ciur și ceri făină prin el. Și ai ochiul mai mare la primul ciur, la prima sită. După care vii 4 ani mai târziu și pui o sită mai fină. Da? Automat nu vor mai curge aceleași gunoaie. Va curge făină mult mai fină, da? Și gunoaiele mult mai fine. Gunoaiele mai mari vor fi oprite. Și morarul ce o să zică? Păi stai, domne, că nu-mi convine. Păi lasă să curgă și gunoaiele alea, că nu exista sita când am început eu să cer făină. Nu exista sita fină. Aveam sita asta mai groasă. Lasă-mi-o în continuare. Păi nu se poate așa ceva. Da? Deci dacă tu, noi în societatea românească, avem niște prevederi legale referitoare la desfășurarea unei activități. Să spunem, în domeniul comercial. În domeniul comercial avem legea 12/90, privind protejarea populației împotriva unor acte ilegale de comerț. În fine, sunt și acolo niște aberații fantastice, cu care eu personal nu sunt de acord. Da, dau un exemplu. Să spunem, a fost adoptată legea 12/90, da? Ok, toate bune și frumoase. Acolo sunt prevăzute niște chestii, în forma inițială a actului normativ. Sunt prevăzute niște limitări. Nu ai voie sau... Na. Aveai voie să vinzi, dau un exemplu, aberez acum. Aveai voie să stai în fund pe marginea trotuarului, în zona pieței și să vinzi dacă nu aveai posibilitatea să închiriezi o tarabă. Deci, repet, este o aberație acum, dau cu titlul de exemplu. Deci era un drept, da? Ce legea nu interzice, permite. Deci dacă nu-mi interzicea, însemna că aveam dreptul să stau în cur pe bordură și să vând zarzavat. Ei bine, în 2010 se adoptă legea 155 a privind poliția locală. Se înființează poliția locală. În 2010, da? Bun. În 2009 se modifică legea comerțului, legea 12, și spune că nu mai am voie să stau cu curul pe trotuar să vând zarzavat.
Și automat, asta ce înseamnă? Că prin lege, da, mi-a fost limitat, mi-a fost îngrădit acest drept. Bun. Sau a fost reglementat. Bă, ai voie să stai cu curul pe bordură, să, pe trotuar să vinzi zarzavat, dar trebuie să obții acea autorizație de comercializare de la administrația piețelor, de la primărie. Ei bine, și poliția locală vine și aplică noua prevedere legală. Asta ce ar fi însemnat? Ca eu să fac, scandal cu polițistul local, să-i spun, domnule, lasă-mă în pace, că nu ai voie, că eu aveam dreptul când s-a fost adoptată legea și 90, când m-am apucat eu să vând zarzavat pe marginea trotuarului, aveam voie, că nu exista acea prevedere, nu exista acea restricție. Acum, dacă există, nu-mi convine. Da? Deci ceva de genul ăsta s-a întâmplat și aici. În fine, asta este explicația. Trăgând linie, în concluzie, în opinia mea, Curtea Constituțională trebuia să admită ca excepție de neconstituționalitate și aceasta, pe prima, da, referitoare la Ordonanța 1/99. Dar, așa au gândit-o, nu știu care au fost motivele pentru care au respins excepția de neconstituționalitate, dar asta e. Bun. Ok, deci am avut momentul 6 mai 2020, când guvernul, ok, băi, am avut o situație, oamenii nu s-au mai întâlnit, mai mult ca sigur, cu acea astfel de situație, fiind puși în postura de a lua decizii, ok, hai să înțelegem, plecăm, închidem ochii, bă, a fost o situație de excepție cu care nimeni nu s-a mai întâlnit și a trebuit să luăm niște măsuri, ok, Curtea Constituțională a făcut dreptate. Aia trebuia să fie primul semnal de alarmă, da? Tras. Dar în continuare să comiți aceeași greșeală în sensul sau sub forma carantinării și izolării, deci limitării dreptului la libertate de mișcare prin orice altceva decât lege, mi se pare deja o insistență ca să folosesc un termen mai puțin dur, o insistență în necunoașterea legii. Da? Deci, sincer, mie mi-este milă, îmi pare rău că legiuitorul de acum, da, actual, a comis de două ori aceeași greșeală. Fratele meu, deci ai dat legea 55/2020, da? Privind starea de alertă. Cât de greu era să introduci acolo această prevedere. Și erai acoperit. Din punct de vedere constituțional, erai acoperit. Dar nu. Nu, domnule. Prin ordin, prin o ordonanță, hotărâre, în fine. Na. Că CCR-ul iar v-a dat-o peste nas. Asta înseamnă că, de fapt, în opinia mea, asta, lucrul ăsta denotă o lipsă de pregătire juridică din partea actualului legiuitor. Revenind la problema de la început, Curtea Constituțională nu ar trebui să o priviți voi, cetățenii de rând, da, oamenii necunoscători, ai neposesori de științe juridice, de cunoștințe juridice. Dragii mei, nu trebuie să priviți Curtea Constituțională ca pe un baubau, ca pe ceva diabolic, demonic, care vrea să dezbine societatea. Nu! Curtea Constituțională este instituția judecătorească supremă, da? De la noi din țară, care analizează și veghează asupra respectării principiilor și prevederilor constituționale de către instituții și de către actele normative emise de aceste instituții. Deci, spunea cineva la un moment dat pe Facebook că deciziile Curții Constituționale se reflectă sau sunt obligatorii pentru instituții, nu pentru cetățeni. Da, dar oarecum se reflectă și asupra cetățenilor ca urmare a deciziilor reținute de către curte. Dar asta e mai mult de discutat aici. Dreptul, așadar, deci iată că avem două decizii ale CCR-ului, două rețineri de neconstituționalitate cu privire la două acte emise de actualul guvern, actualul legiuitor, lucru care, repet, în opinia mea este ceva trist. Dar, trecând linie și făcând o analiză asupra a ceea ce am prezentat până acum, reținem următoarele aspecte. Există niște principii de drept. Sunt foarte multe. Citiți în legea 24/2000, legea 47/92,
cei care vreți să învățați, să aveți cunoștințe referitoare la instituții, tot ce trebuie să faceți este să citiți în primul și în primul rând legile lor de organizare. Nu vă mai luați după televizor, după ce apare pe Facebook de la fel de fel de oameni cu intenții mai mult sau mai puțin obscure. Da? Singura chestie, singura modalitate prin care puteți face lumină în mintea voastră este să studiați actele normative. Da? Studiind legea, legi, când spun lege mă refer la tot, studiind legea, abia atunci vei începe să înțelegi și vei reuși să vezi că la un moment dat sau în unele cazuri încercările penibile de manipulare a opiniei publice care apar în mediul online cât și la televizor și la radio, evident. Așadar, referitor la aceste principii juridice, citiți legea 24/2000 actualizată pe 2020. Dacă vreți să știți ce atribuții are Curtea Constituțională, nu trebuie decât să-i citiți legea de organizare și funcționare, da, legea 47/92 și atribuțiile prevăzute în Constituție. Bine, legea asta a fost adoptată respectând prevederile constituționale referitoare la Curtea Constituțională. Dar până atunci mă las în bateria, Vuran Hedan am fost eu, mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că v-a fost util acest material video ca să înțelegeți mult mai bine problematica. Doamne ajută, salut!